Pentru cei de la Consiliul Județean, iarna se rezumă la un strat de zăpadă de maxim 10 cm, ce depășește înseamnă un efort financiar în plus pentru care instituția nu este pregătită. Așa se face că o parte din drumurile județului și din localități riscă să fie înzăpezite și în această iarnă. Dacă ne speriem la o zăpadă de 5-10 cm și începem să ne văicărim că iar ne-a luat iarna prin surprindere, iar am fost surprins nu știu ce, o să zicem că ne va lua prin surprindere, dar, din câte știu și din experiența pe care o am, orice zăpadă ar veni, noi suntem pregătiți atât cu autofrezele, atât cu autogrederele, cu nisip, cu sare, cu antiderapant și așa mai departe. Deci toate cele lucrări care le facem noi în vederea pregătirii pentru sezonul rece. Acum, depinde dacă vine o zăpadă de jumătate de metru, și normal că se va bloca circulația o oră, două, trei, 24 poate în anumite localități. Până la venirea primilor fulgi de nea, însă, Consiliul Județean speră să termine lucrările demarate pe drumurile ce le administrează. Toate segmentele de drum județean sunt în lucru, se întâmplă ceva pe ele. Pe anumite segmente de drumuri județene punem nisipul și sarea, pregătim pentru sezonul rece. Pe anumite segmente de drum punem piatra necesară circulației în condiții normale pe timp de iarnă, iar pe altele finisăm ceea ce am început și suntem pe faza finală în așa fel încât să terminăm segmentul de drum respectiv. De la instituția prefectului, iarna situația se vede destul de roz. Toate sectoarele de drum sunt pregătite să intre în iarnă, iar cei care le administrează au materialele și echipamentele necesare să intervină la timp. Secția de drumuri naționale, în primul rând, și de secția și cei de la drumuri județene. La această dată, pentru dezăpezirea drumurilor naționale, există un contract multianual cu firma Spedition UMB. Ei au toate utilajele în rezervă, toate sunt funcționale. Cantitățile de material antiderapant sunt în stoc. 60% din aceste cantități sunt chiar duse în punctele nevraldice pe drumurile naționale. Avem în județ un 370, dacă nu mă înșel, 370 sau 375 de kilometri de drumuri naționale. Toate vor fi dezăpezite. Și tot la capitolul vești proaste intră și faptul că zeci de primari nu au la primării nici măcar un tractor cu lamă să intervină în caz de nevoie.